Bună dimineața! Bună dimineața! Dar de ce ești supărată? M-a sunit infundat. Acum jos, vedem ce sunt. Așa. Așa. Nu pot. Este ora 9, Lia, au dormit mult. Și bine. Și bine, da. Știi unde e tata? La biserică. A fost la biserică, pe urmă a fost la poștă. O dus un colet și acum s-a dus la Dorlea, știi, să mai duc un colet. Și vine acasă, pe urmă. Și unde plecăm? Da, unde plecăm noi? Ha? La Unde? teren. La zoo. La zoo parc. Da, astăzi o să petrecem timp toată familia împreună. Da? Da. Dimineața asta, dacă suntem toți acasă, voi face o omletă mai mare cu verdețuri și ceapă. Și am aici, iată așa, o conservă de la cumătre din Italia cu carne de bovină în gelatină, nu știu ce asta. O să o deschid și o să văd dacă o punem în omletă sau nu. Sau o mâncăm așa. Dar trebuie în dimineața asta să mâncăm bine, ca să avem energie toată ziua. Acum, dacă ieșim în oraș, încep copiii că ori una, alta, și de obicei mâncare nesănătoasă. De asta e important, măcar dimineața, să mâncăm foarte bine și sănătos. Vreau să vă arăt că noi cojile de ou nu le dăm la gunoi, dar le spălăm bineșor, le lăsăm la uscat, după care le mărunțim și le punem ca îngrășământ la plante. Iată așa. Cu puișorii galbiori am ajuns la grădina zoologică. Hai! La cei care pe zăpare, știi cum se cheamă? Cascadă. Cascadă. Și acolo sunt! Ce de frumos! Vezi, și acolo sunt nuferi. De data asta am început... Ia spune! Spune cocostârcu, hai! Cocostârcu în baltă stă? Nu, cocostârcu în apă stă, eu așa în seii sâmbătă. Bravo! Și curcanul. Curcanul. Are și ieduț, căpriță. Acela-i puiul de ieduț. Da. O capră obișnuită face de la 1 până la 2 litri de lapte pe zi. Caprele adoră dulciurile și nu mănâncă alimente murdare sau stricate. Fiind foarte curioase, uneori pot mânca obiecte necomestibile. De exemplu! Mama! De exemplu! Tata! Minge! Tata, 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 ia, uite cum mănânc, uite cum faci singur, vezi? E parcă mănâncă gumă, ia la dânsă. Da, mănâncă gumă. Tata, vreau să... Cum porne? Să nu-i unii porne, să-i ponii. Ponii, ponii. Nu-i văd pornul. Ia uite, ia, ponii. Cei mai mari ponii adulți cântăresc 670 kg. Oho. Sunt chipul? Mai 60. Da, da, tu ai spus că fi și aici teren. Da. Uite, este acolo. Da. Da. Aici? Scări așa, cobori și te duci acolo, acolo înăuntru mai sunt. Și dacă plătești, poți să încarici pe cal și te plimbi cu el. Ai vrea să mergi cu calul? Calare pe cal. Aici sunt mai mulți. Ei fac lecții. Călăreții fac lecții aici, știi? Ia, păi te rugăm acolo. Ei, Stelian. Hai, hai să-i lăsăm să se ducă și noi rămânem aici. Catarie, decizia de a veni aici la grădina zoologică a fost luată așa spontan? Dar bine că am venit, chiar dacă e așa de cald. Aici sunt lupii. Nu știu dacă se vede. Iată-i. Dorm.
stau la răcoare pentru că lor le este foarte cald. Da, doi, da? Sunt trei. Unul e acolo sub... Este. Da, da, și iată ursul și lupii. E ca să săgeta asta intrare. Și deja. Uitați-vă. Da, mergem să vedem. Da, capibara. Acolo de bede bea se vede, iată el e acolo ea. La umbră. E și frumos aici, că e flori și că da. E albine și fluturaș. Uitați-vă, el vine! Se apropie! Stăm să-l vedem? Da. Ia că e acolo. S-a înțeles că da, s-a spărat și s-a dus. E hai mai departe. Și de mari. Da. Asta e leu, ai leu. Au noroc că deasupra lor scopaș și nu e așa de mult soare. Ia-te! Ce drăguț! Și în spate mai este ceva! Da, mai este acolo! Aia asta e leoaica, asta e leoaica și acela de sus e leu. Doamne, dar acolo în spate mai sunt câțiva lei. Leuța, asta e leoaica. Acela cu coamă e leu. Și mai este unul. Mai este unul și acolo. Acela de-a lui european. E poate să-și crește de termenul ăsta. Da. 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 Mergem acolo la păsări. Păsările au fost donate grădinii zoologice. A, este. Iată, păsările astea de aici. Așa, păun, este și, cum îi zici, pichereță, noi spunem. Curcan și arci. Da, și cum e, cum, fazan. Curcan colorat. Da. Există și șarpe. Cine vrea să în brațe la șarpe? A să ne uităm la filmul Anaconda. Oare ce pasăre se aude acolo? Și cu tine, acolo sunt vulturi. Ia uite acolo ce vulturi. E vulturi? Vulturi pleșu. Ia uite. Uite ce plis mare are. Da, dar lor le-i cald. Dar niște ghiare mari. Le curge apa, da. Ia vin vrăbiuțe la dânsele și scald acolo. Ia, vezi vrăbiuțe acolo? Da, dar numai cu un vrăbiuț de acolo ieșit. Și încă aici, un vultur, aici este acvilă de stepă. Nu ai învățat la știință. E sora lui vultur, asta e acvilă. Acvilă. Aha. Acvilă.
Mănâncă păsări, aici trebuia să fie alt vultur pleșuv sur și mai este undeva. Da. A, ia cătel, e vulturul pleșuv alb acolo. Ia să vedem. Wow, de parcă e din serie animată. Așa-i? Parcă e din serie animată, nu știu dacă se vede. Aici e alb. Dar nu știu cum alb, că el e... Da, aici nu se vede. Da, aici... Ce-i? Zăgan. Zăgan. Ce fel de zăgan? Nu știu, nu se vede. Are umbră, are poamă. Da, ieși. Ce cactus acolo mare și acolo trei aloi. Foarte mare. Foarte mare. Hai, ce Lia. Ți-am făcut fotografii, gata. Sunt foarte mari. Ce le-a fost și prezentare de modă. Și aici șopârne. Ia-te acolo în colț, ai văzut-o? Nu, nu am văzut-o, și le-am. Vezi cum coada e diferită? Nu m-am uit la dâns. Nu m-am uit la dâns și mă țin. Ia uite cum se mișcă așa. Lia, ia uite cum se mișcă și face cu limba. Așa. Au termometru ca la noi. Мелчий ноштри. Я уйтать за мелчий, который могу шумать. Я уйтать за кун. Я кун дадим кап. Я кун дадим кап, я. А че я не садепараться? А че я депараться, ты чешки кошка. Ой, да. Да тук мама луат курещи. Nu că e reșit, de atâta că mai tiam. Șarpele boa. Așa e mare, și aici avem să scaldă. Așa e și ele mare. Ia cât ăla e din afară. Bru! Ia uitați-vă cum și-a lăsat pielea acolo, vedeți? Ia că acolo și-a înăpârlit. Ați doi totuși. Îți doi? Doi, da, că aici e unul să te coară. Nu loviți! Ce să ești? Hamster! Hamster? Da, sunt hamster! Hamster cumva, te porc să de bine. Cum nu e adevărat? Cum are apă, mă mâncă să prăvitești fără apă. Ia, te vezi că se mișcă. Și închide ochii și deschide. Înseamnă că e adevărat. Poți să-ți dai seama că e viu uitându-te la burtă și la ochi. Ia uite la ochi. Cum adică după burtă? Vezi că respiră. Da. Cum de și stă așa? Da, hai să-i vedem. Vezi că-ți colorați. Acum își mergem și la mai mulți. Ia uite ce-s mult, ia uite acolo ce-s de mult. Ia ajută tata să se ridice. Papagali mari. Ce să văd, Stelian? Veveriță. Ia-te-o. Ia-te la dânsă. Tata iadă și-o ridică. Are și roată? Ia uite, Lia, veverița. E că te uite. Ce-i frumoasă! Prindele sunt legate cu lanți. Ia uite cât e de frumoasă! Se coboară invers! Iar invers! Da!
Ia uite, țup, 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 ia uite cum se vede coada. Salut! Salut! Nu, iubita. Păi ia uite, e foarte mare. Aici, da, mă, sunt mai multe. Mai multe, Lea. Unde-s, le vezi? Iată, ai tata aici. Este acolo una albă. Ia ridic-o, tata, să vadă. Iuța, dar nu striga, iubita. Ia uite, ce de mititică. Să ascunde în casă. Se joacă, gata, s-a culcat. Zebrele. Zebra lui Chapman. Haideți mai aproape, copii. Haideți mai aproape să le vedem. Ele, uite, ele aici mănâncă sau ce fac? Ia, uite, puișorul. Ia, uite, la dânsle. A, este suricate. Uite. Și suricate. Pentru tolbuchin, asta e la... Petricani. Petricani. Vale, mă, de ce se vede? La tine de care? Cocos. Da, la tine? Babalgam. La mine de vanilie și tata de maracuie și-o luat. Ei, dar eu... Am înțeles că tu ți-ai ales de maracuie, da? Dar de și de maracuie și așa... Mă, pasionez! Hai să ne unim! Mergem pe podișor. Ce e acolo? Suricatele! Ia uite cum stă ridicată! Mangusta asta-i. Nu se vede bine. Da, așa, dar și și. Parcă e. Capul de măgar, da? Ei. Dar corpul e de iepuri. Haide să vedem. Hai tu. Leuța, dai mânuța. La dânsă, cum e, așteaptă să-i dai mâncare. Și țestoase, și liebădă. Și acolo era. Și de mulți acolo. Ia că te pelicanii stau aici la umbră. Frumușeii. Ați văzut pelicanii? Da, foarte frumos. Vino și să-i vezi. Stați, așa simt ei, acolo pun mâncare. Da, pun peștișoarii și duc la copii. Iată, ei vin la noi. Uite cum dă mâncare la rățuști. Pelicanii stau gata să meargă să mănânce. Da, vă dau voie. Uite acolo la ce așa. Acum și-ai să vezi cum să-i hrănească. Așa,
Curățușca, dacă știi. Au acolo, da. Să vin și eu. Miros urât. Miros mâncare de pește, mâncare din... Mâncare din pește. Dar rățuștile? Iam, iam, mănâncă. Unde? Iată acolo pe toată mea. Aaa, ia că te lăsă. Poate și lebezi vine mănâncă. Am avut parte de un adevărat spectacol. Ți-a plăcut, Lia, cum hrănea nenea păsările? Mm-hmm. Acum la teren și pe plăcere, la o limonadă. Acum mergem să vedem celelalte animale. Evident. Da, iubita, da. Evident că grădina zoologică din Chișinău nu se compară cu marile grădini zoologice din țările europene, dar măcar, iată, pentru a veni o dată în an, copiii să vadă animalele, păsările de aici, se poate și ne bucurăm și profităm de ceea ce avem. Nu sunt nici eu de acord ca toate aceste animale să stea așa în asemenea condiții. Ce ai găsit? Dar multe dintre ele au fost salvate de la moarte și au fost aduse aici, în grădina zoologică de la Chișinău, unde sunt îngrijite și au parte de atenție. Ce avem? Au venit gâștele aici să se odihnească. Copăcel. Nu călcați iarba și nu vă urcați acolo. Așa scrie. Comoda oare și este Camila? Camila, Camilele sunt acolo, ultimele. Da. Ai, ai, ai. Acum merge. Pasăre poate mușca. O pasăre poate mușca. Vezi, Lea, ce se întâmplă dacă camera e dezordonată? Un ești cu computer, dar mă mișcă și se oștă hoși. Atrage... Vedeți? Dacă nu faceți curățenie în cameră, ce se întâmplă? Da. Vin vermi de tot felul. Vulpea cea șiriată, aha, bebeluș. Și mai este una deasupra la asta. Unde e notul? Bursuc. Bursucul, dar bursucul nu se vede. Dar nu e acolo. Și acela e not, nu. Când e not? Uite, da, da. Dar nu preseamnă că e. Iată și camelele acolo. Copiii nu au răbdare, vor să joace. Tot în lume se scumpiește, doar omul se ieftinește. Cu cât banul e mai voinic, cu atât omul e mai mic. Fost o vremuri grele odată, când creștea pâinea încovată și încăpeau oamenii roată la măsuța din ogradă. Dintr-o măliguță, șapte și bătrâni și cei de lapte, poate n-aveau și de pâine, dar mai hrăneau și un câine. Azi mâncăm până plesnim și întrebăm cum să slăbim. Tot ce-i place omului, numai fericire nu-i. N-avea ce pune pe un dinte, dar glumea lumea înainte. N-avea timp nici când de stres, câmpuri aveau de cules. Dar azi mândri și fălcoși, toți botoși și mânioși. Nu vezi om cântând în drum, poate doar dacă e nebun. Azi noi ăștia cu orgolii, din mașini, drept în fotolii. Venim seara obosiți, coropsiți și necăjiți, că am muncit când într-un an, tot cu ochii la ecran, și nu mai putem de picioare prin atâtea ascensoare. Fostau vremuri de pomină, mândră era gospodină, bărbatul era bărbat, chiar și un pic neepilat. Știa coasă, știa plug, cântece pe deal, la rug, știa paloș, demnitate, nu știa de bănci furate, nici de euro în offshore, dar știa omul de dor
și de doine, de rușine, de ce e rău și ce e bine. La o clacă zgomotoasă, într-o zi făcea o casă, poate mai din sărăcie, dar era cu bucurie. Iar de când cu masa mare, tot mai singur fiecare, burtă plină, suflet gol, aur mult și mult nămol. Totu-i scump, dar ieftin foc. Alergăm toți stând pe loc. Așa-s vremurile pe aici, conturi mari, dar oameni mici. Toate în lume s-au scumpit, doar omul s-a ieftinit. Alexandru Cazacu Dor. Copii, v-a plăcut la grădina zoologică? Da! Ți-a plăcut? Haidem să mâncăm. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce ți-a plăcut aici? Mi-a plăcut flamingo. Dar unde ai văzut flamingo? Acolo. Dar mie era să-mi bloc capibară, dar n-am văzut-o. Ai văzut-o de departe. Haidem să mâncăm și mergem la Greenway să luăm o comandă. Da, toți sunteți puișori azi. Să ridicăm o comandă și plecăm acasă. Da. Acum am ajuns la restaurant și am comandat mâncărica, da? Da, uite. Poftă bună nouă. Asta e croșca mea. Supa lor, cartofi. Ce avem aici? Orangeada. Am venit acasă obosit și am decis să vizionăm un film. Și cu asta încheiem vlogul de astăzi.